îmbarcare etapa numărul 4, Paitos, 350 km, Bulgaria. Porumbei sunt îmbarcați pe sexe, în lăzi. Așteptăm să vină mașina, pe care porumbei vor fi îmbarcați câte 5-5-5 în fiecare boxă. Pentru etapa de Aitos am îmbarcat 29 de porumbei. Concursul se va desfășura pe 20.05.2023. Vă aștept live pe canalul meu de YouTube cu același nume, Turbiță Valentin. Vă invit să vă abonați la canalul de YouTube, să apăsați clopoțelul din dreapta, să selectați tot pentru a fi notificați de fiecare dată când postez un vlog nou sau când intru live. Vă doresc tuturor colegilor mult succes în noul sezon competițional. Să aveți etape reușite acum în weekend, fără pierderi. Mult succes, cu stimă și respect, Turbiță Valentin. Bună dimineața, dragi urmăritori ai canalului meu de YouTube. Astăzi 21.05.2023. Așteptăm în continuare porumbei de la etapa de concurs Aitos, 364 de kilometri, o etapă catastrofală, o etapă care a pus mari probleme întregii lansări din 6.000 și ceva de porumbei, 6.117 porumbei în prima zi. Nu au sosit jumătate din ei. Porumbei au venit, au fost lansați la ora 6.22 de minute. Primul porumber a sosit la ora 11.44 la mine, fiind locul 2 pe lansare. În prima zi de concurs am avut 13 porumbei sosiți. V-am spus, primul porumber la 11.44, 11.53, cu ambii am făcut echipa. Cum am spus, locul 2 pe lansare, sosire live, și locul 1 pe lansare, sosire live, la crescător. Am angajat un număr de 29 de porumbei, iar în prima zi am avut 13 porumbei. Nu mi s-a întâmplat asta niciodată. O etapă extrem, extrem, extrem de grea. Cum bine știți, a fost o vreme foarte, foarte urât, începând de ieri de la ora 11.30. A plouat torențial, la Râmnicu Vâlcea a plouat cu piatră. Prin marea majoritatea zonelor a plouat torențial. Am fost în cod portocaliu, de ploi și furtuni. Trei porumbei ai colegilor de la Pitești au purtat GPS. Porumbei, o parte din porumbei au plecat spre Turcia. S-au întors înapoi către locuri de lansare. Au zburat foarte, foarte mult în acea zonă lângă locul de lansare. Ceva cu siguranță i-a derutat. Din câte am înțeles, au fost două cutremure ieri în Vrancea, la ora 10 de dimineață. În continuare, așteptăm să vedem ce mai sosesc astăzi, cu care vom merge în continuare la luptă. Să sperăm că se vor strânge cât mai mulți porumbei, să avem cu ce continua.
piciorul meu, uite-l cu era porumbelul, e porumbelul meu, frate, 76-le cu GPS de picior, Andrei, mâncați-aș gura ta. Uite-te și tu, stă 2 ore și ceva aici, frate. Nu mai poți să mai zboare, dărâmat. Haide, mă, hai. E în febră maximă, frate, iau. Ținând cont că a fost o etapă extrem de grea, cu ploi, cu vijelii, cu toate anotimpurile posibile, voi face masaj cu apă caldă, cu sare la toți porumbeii, pentru a le relaxa mușchii și a-i pregăti pentru următoarea etapă. Acum facem baie la toți porumbeii, repet, sosiți de la etapa catastrofală Aitos, 364 de kilometri am avut eu, o etapă unde au sosit porumbei extrem de greu. În prima zi am avut doar 13 porumbei sosiți din 29. Au avut o vreme extrem de rea, până din față ploi cu piatră, porumbeii au luat-o spre Turcia. Cel mai bun porumbel al meu, o să-l vedeți în filmare, a sosit epuizat de tot. Deci, repet, acum sunt femelele, le facem masaj bine cu apă călduță, cu sare la acest farma. Se relaxeze mușchii foarte, foarte bine, pentru că avem următoarele două etape de 440 de kilometri. Atopol, Bulgaria, vor fi etape la fel de grele, cu siguranță, pentru cei care au spus că Bulgaria este ușoară, e îmbit să joace Bulgaria. Gata. Vezi, masaj foarte, foarte bine porumbeii. Foarte bine pe brațe, pentru a se relaxa mușchii, pe piept. Repet, apa să fie călduță, foarte, foarte important să nu scoatem porumbeii. Să scoatem porumbeii din febră. Avem băieții la masaj. Fraților, acordați-le cea mai mare atenție porumbeilor, pentru că ei sunt cei care sunt în câmpul de luptă și este păcat să nu facem tot posibilul să îi recuperăm cât mai bine pentru următoarele etape. Nu băgați porumbei la concursuri nepregătiți, sunt doar niște suflete și este păcat de ei. El este 76-le, porumbelul meu de suflet. A venit astăzi de dimineață la ora 7:45, a căzut aici pe tabla blocului epuizat. A stat până la ora 8:52, l-am luat cu mâna de aici de sub voliere, pentru că n-a mai putut să mai zboare, pur și simplu porumbelul. El a portat GPS, porumbelul a ajuns prin Turcia. Un porumbel cu ambiție foarte, foarte, foarte mare. Puteți vedea, o ambiție de fier și merită tot respectul pentru asta.
Doar 2 porumbei mi-au sosit astăzi. Până la ora asta este 11 și ceva ceasul și doar 2 porumbei au sosit. Să sperăm că mai vin astăzi, ținând cont că astăzi s-a mai încălzit, dar porumbeii sunt foarte departe, foarte departe. Altfel soseau mult mai mult de dimineață. Dar speranța moare ultima. Porumbeii au fost foarte pregătiți, ținând cont că am avut locul 2 pe lansare și locul 1 la crescător. Eu zic că porumbeii au fost destul de pregătiți, doar că cele două cutremure de ieri de la Vrancea și plafonul de nori, ploile cu grindină, cu ceață și-au spus cuvântul. Porumbelul care a sosit ultimul la ora 10 și 2 minute, dacă nu greșesc, azi de dimineață. Porumbelul a zburat extrem, extrem de mult. Uitați-vă cum are pielea pe el vânătă. Uitați-vă cât de tras este porumbelul. Cât de mult a putut să zboare acest porumbel. Se cunoaște că a zburat săracul extrem de mult.